Cei! Bonjour, bonjour! I-am auzit la un moment dat, i-am spus, bonjurică, hai că nu ne-am mai văzut 1000 de ani. Salut! I-am spus... Très bien, super bien. Asseyez-vous. Asta a fost dată franceză, păi, da? Da, da, s-a rezolvat. De aici să ne liniștim, să lăsăm româna să vorbească, e mult mai bine. I-am spus eu odată, fii atent, că la noi ghiocelul înseamnă simbolul inocenței și a renașterii, știi? Pentru că, pe bune, nimic din lumea asta, adică nu cred că există un parfum de ghiocel, practic, pentru că miroase a ceva altceva, parcă a pământ, a altceva. A prospețime, a primăvară. Pur și simplu, este... Mi-a plăcut un pupi, poți să-i mai dai un pupi? Da, 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 încă unul, să aveți noi reacția. Pe bune? Bizu, am bizu. L-am dat cu ruj, în schimb, acum. Îmi face poftă, pe că nu. Ia. Tu viandu. Tu viandu? Noi stăm acum pe Coasta de Azur, nu mai stăm niciun paradis, oameni buni. Ne-am mutat, adică m-am mutat de vreo 2-3 ani. Am venit în sudul Franței pentru că m-a chemat episcopul de acolo să facem un centru artistic creștin. Explică-mi un pic piesa asta, e un gospel, nu? Ziceai... E gospel electro, este Praise din discul Electro Sky Gospel, care iese împreună cu editura Libris. Acum, pe 7 martie, facem lansarea la Nuba și vă aștept. Lansare, ce face Rona? Pentru că e... O să fie de clubă reală, deci e club... Păi club, la cum se aude vorba aia? E așa mai R&B ăsta, mai am zis mai de dimineață, așa, la prietenii de la 11. A, aici mai... Mult mai! Mult adică mai foarte bubuinte, cum zic eu, de electro. Da? Păi să dăm să ascultăm acum. Herve! Înțelege română vreun pic? A început să înțeleagă, săracul. De asta mi-era frică. Săracul! Și mă, nu i-a răzat nimeni cuvânt în franceză, a început să înțeleagă. Și când româna... vă căsătoriți? Când est-ce qu'on se marie? Când se... Foarte repede. El vrea cât mai repede, adică foarte repede. Ideea este că... Prea repede. Praise the Lord, asta! Praise the Lord, exact. Ideea este că vrem să ne căsătorim cât se poate de repede. La el trebuie să așteptăm o nulitate a fostelui căsătorii, pentru că la catolici e foarte, foarte greu. Se dezleagă mai greu? Se dezlege o căsătorie. La ortodox și ai voie să greșești de 4 ori. A, nu pe bune. Pe bune, zice că odată n-ai avut experiență, altă dată te-a obligat familia, a treia oară ai fost cam prost și e cam a patra oară ți-ai revenit. Deci la mine e prima, a fost că am avut experiență. Nu vreau să ajungi la aia să faci că ai fost cam prost. Nu, mă, pe bune, un pic mai clementă legea, dar la catolici, ăla e sacrament, e ca botezul, adică nu se poate dezlega, e legat fedeleș. Și cum noi nu vrem să ne facem noduri peste noduri în relație, domnule, stăm cu mintea, acum așteptăm să se dezlege la el și a doua zi, după ce i-au dat hârtia, pac, ne căsătorim. Păi, deci... săracul, lasă să se dezlegat o perioadă, că... Lasă că... lasă să se lege nu vrea, repede, nu? Nu vrea el, adică... Dacă n-ar fi chestia asta, pe bună, noi ne-am fi căsătorit și anul trecut am trecut prin la Biserica Sfântul Mina și părintele de acolo a zis, amă, decât să, Doamne, părește, să picați în pecat, hai să mă căsătoresc. După amiaza vrea să mă căsătoresc și aveam avion. Dar am zis, stați așa, că încă nu putem, dar am vrea, deci nu că n-am vrea. Cum îți place, Nona? Legată sau dezlegată? Păi întrebări cu dublu înțeles. Cât se poate de liberă. De fapt, foarte de liberă, drept. Foarte liberă. Ești cenușăreasa zilelor noastre. Am înțeles că ți-ai pierdut și pantoful pe undeva prin Zanzibar, dar se pune. Zanzibar. De fapt, stai, nu, asta e cam, e aproape adevărat. Măi, mie îmi fură lumea de pe scenă pantofii. Na, poftim. Da, așa discret pun mâna pe scenă și trag câte un pantof. Că eu pe la sfârșitul concertului sunt sătulă de tocuri, zvârl pantofii și unii zvârl mai la vedere, așa, ca să nu îi uit pe scenă. E, discret cât un public, oamenii îmi fură cât un pantof. Și am rămas de mai multe ori cu un singur pantof după concerte și am pierdut niște super perechi pe care le luasem de prin Japonia, de prin alte părți, deci tu ai informație foarte clară. Cinderella. Da, măi. Cinderella. Cinderella pe bune, deci acum... Pe această cale, știu că nu erau români, deci cei care au furat nu erau români, erau francezi. Deci pe această cale rog pe francezii care înțeleg română să-mi dea înapoi pantofii. Zi-mi undeva exact, unde pe Coasta de Azur stați? Noi, eu stau la Toulon, pe Coasta de Azur și mă ocup acum și de un club, se numește Le Telegraf, unde vă aștept și pe voi, când vreți să veniți. Oh, bien sûr! Hai, monsieur! Abia am fost, nu mai merg anul ăsta. Mă plimbărețule. Donc tu fais beaucoup d'argent?
Money, money, money. Știi care e chestia? Acolo la Telegraf, uite, chiar pozele astea care apar acum sunt de acolo. Noi vrem să punem la cale un club un pic independent și eu, cât e anul, de la anul centenar și anul franco-român, vreau să propun evenimente românești propun acolo. Și pe vreau să aduc pe Namarin. Vin. Je peux chanter en français aussi? Haide, ia și românește să ne românește. Românește ceva. Ai vizitat ceva românește. Când cântăm pe Jodassa în română. Laissez la volée. Laissez la volée. Bravo, Diana. M-a surprins. Ce limbi mai știi? Grecește, știi? Oui. Dă-mi sfat pentru Diana Munteanu. Întotdeauna întreb oamenii. Merge o relație la distanță? Nu. nu merge relația. Și cum face? De obicei se duce ea după el sau vine el după ea? De obicei femeile sunt mai nebune, se duc ele. Da. Își lasă să... Eu știu că așa am rămas în Franța, adică l-am văzut pe un iubit, ne-am avut un interviu față în față și am lăsat baltă și biletul de avion. Deci tu te-ai dus după el? M-am dus după el, recunosc. Dar n-aș mai face chestia asta. Femeile sunt, așa sunt ele, mai curajoase, își lasă baltă familia, se duc. Și culmea că în Biblie scrie că e exact invers trebuie făcut. Și ce face cu treaba? Bărbatul trebuie să-și părăsească mama ca să vezi soacra. Să se lege de familia fetei în care soacra se pare că e mai clementă, că ea vrând să scape practic de fată, să bucură să aibă pe cineva în casă. Deci e cam așa în Biblie, te atașezi de familia fetei. Și de ce e pe dos atunci? Că nu înțeleg. De ce se întâmplă pe dos? Nu știu de ce, pentru că noi, până la urmă, femeile, dacă am văzut că în criza asta masculinității care e în toată lumea, din cauza feminismului, într-un fel, noi am preluat foarte multe frâi ale societății și foarte multe atribuții. Eu, de exemplu, primul lucru pe care l-am făcut cu el în relația noastră este că i-am dat cheile de la mașină și n-am mai condus mașina. N-am mai condus eu mașina. Am zis, domnule, vreau să simtă bărbat să conducă mașina. Că dacă chiar suntem, ne pregătim pentru căsătorie în castitate și asta, nu trebuie să aibă impresia că nu mai este bărbat, că nu mai este el șeful familiei, înțelegi? Da, bine. Și acum facem tot ce de ajustări în sensul ăsta, că e greu din feminism să mai devenim femei. E Rona, foarte greu. Ești o persoană cu care se locuiește ușor? Nu. Ia zi, dar măcar sunt sinceră. Dar măcar sunt sinceră, nu. Cred că m-am învățat foarte independentă și e greu să mă ajustez la viața de cuplu. De aceea am și testat, acum noi locuim la etaje diferite, dar în aceeași casă. Bun. Bine de tot. Păi și cum? Scara interioară? Nici măcar. Nici măcar nu urcă pe... ne vedem în aceeași casă. Un fel de Romeo împreună, și Julieta. Da, Romeo și Julieta deocamdată. Modern. Ne mai întâlnim la lămâi în grădină. La lămâi. Mai culegem un citron împreună, adică... Un vitamina C, da, înțeleg. Băi, vitamina C asta nu crește decât iarna, așa că numai iarna trebuie să o consumăm în neștire. Eu am văzut, am niște lămâi extraordinare, trebuia să vă aduc. N-ați văzut în viața voastră așa ceva, nici vorbă cu zusații ăștia de-aia avem noi prin țară. Bine că nu cântăm la trompete, că ne făceai poftă acum de cădea muștiucul. Da. Rona e Hervé. Hervé, voilà, oui. Va nous poser des questions ensemble, chérie, j'ai tout dit déjà, donc voilà. Oui, donc, tout. Donc, zi-m ce nume o să ai după ce vă căsătoriți. Ah, quel nom je vais avoir? Après le mariage. Je vais avoir. Après le mariage. Je pense qu'on va garder les deux. Tu peux prendre aussi le mien et moi je prends aussi le tien. On partage. Il vrea și el să ia numele meu, vreau și eu să iau numele. Hervé Harper. N-a vrea partaj, mă, să împărțim partaje. Ah, okay, pardon. Hai, zic că vorbim deja de divorț. Rona, Hervé, astăzi la noi, la prietenii. Fii atent că vom lua cele două nume. Amândouă, da. Hartner ca Millery, amândoi. Sau ca Millery Hartner, că sunt nume de actor. Foarte bine, gata, da? Da. Bine, de tot. Hai că ne vedem pe Coasta de Azur. Așa, vă aștept cu drag la Telegraf și acolo aș vrea să fac în curând cu asociația mea și o bibliotecă românească. Pentru că foarte mulți români suferă că copiii lor și-au pierdut limba română. Așa că am multe proiecte frumoase și o să vă să ne chem și pe noi că ne vedem și la Scena Misterilor, nu? Bineînțeles, da, la Scena Misterilor. Începând din în curând. Hai că zice Rona tot. Dar pe Antena 1!